PSD continuă să atace USR în scandalul Clotilde Armand. Socialdemocrația acuză că partidul îi apără pe membrii de partid care au probleme în ciuda campaniei fără penal în funcții publice. Partidul Social-Democrat a transmis un comunicat de presă în care acuză pe cei de la USR că își calcă pe propria conduită antipenali și refuză să se distanțeze de primarii Clotilde Armand și Alain Coliban. Apărarea conversunarea primarului sectorului 1, acuzat de incompatibilitate și de fapte penale, nu e un caz izolat în USR. Aceeași protecție politică din partea conducerii USR s-a manifestat și în cazul primarului de la Brașov, Alain Coliban. Niciun membru din conducerea USR nu s-a delimitat de acesta după ce DNA a deschis un dosar penal pentru o serie de activități ilegale sesizate la primăria Brașov, printre care și deturnarea de fonduri publice către ONG-ul fondat chiar de primarul Coliban, au transmis PSD. Socialdemocrații acuză că argumentul folosit de USR pentru a-i proteja pe cei doi primari, și anume că nu a fost începută urmărirea penală, nu este unul valid. PSD susține că în trecut USR a cerut în repetate rânduri demisia politicienilor aflați în situații similare și astfel nu mai poate pretinde că reprezintă un etalon al integrității și al luptei anticorupție.